Vă salutăm, dragi prieteni! Focusul emisiunii noastre de astăzi este pe social media, mai ales în condițiile de pandemie pe care noi le trăim la ziua de astăzi. Avem un invitat, este domnul Dumitru Talmazan, este antreprenor digital și speaker internațional în social media. Bine ați venit! Vă salut! Salutare la toată lumea! Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Condițiile pe care le trăim noi astăzi în societate, referitor la pandemie, eu știu, pe unii aruncat în aer, pe alții anecat, se poate de asociat, de spus multe asocieri sau, eu știu, imagini care probabil că le-ar fi aproape pentru mulți. Dar ce spuneți dumneavoastră în timpul ăsta de pandemie? Pentru că specialitatea dumneavoastră, eu înțeleg că sunteți și antreprenor și aveți o firmă digital, deci... Uh-huh. Pentru că produsul pe care dumneavoastră îl oferiți este pe spațiile cibernetice și mai mult decât atât, interesant ca un expert să vă avem în emisiunea noastră, care sunt perspectivele, care au fost, știu, consecințele și la ziua de astăzi perspectivele ce privește în mediul de afacere, în activitățile sociale, instituțiile, știu, naționale, internaționale, sociale, părerea dumneavoastră. E un subiect tare hot, tare cald, fierbinte. O chestie interesantă este că o parte din cei care să ne privească o să fie inclusiv pe online. Și asta înseamnă că, practic, asta e răspunsul la toată întrebarea, dar trebuie să realizăm că noi trăim într-o perioadă în care contextul online-ului a fost, practic, o formă de existență pentru unii. Și eu aș vorbi azi prin prisma eu ca utilizator, simplu cetățean, ca utilizator de online, vorbesc prin prisma eu ca antreprenor sau eu ca expert care învață antreprenorii sau oamenii să consume internetul mai logic, mai corect, mai securizat. Păi iată, aici intervine așa o chestie că am observat noi pe aprilie când s-a început pandemia, aprilie, mai, iunie chiar, oamenii trăiau un fel de cosperanță, ia ca să termine. Un fel de acuș, o streacă, ștetă să revii la normal și cineva făcea pași în online, cineva rămânea pe partea de offline, dacă vorbim de afaceri, dar era așa o speranță că, haideți încă să nu cheltuim nică, să nu facem efort, să pentru nu că streacă. Vestim, da, să da, nu... da, da, da. Acum, noi toți realizăm că în anul 2021 n-a schimb nimic. Noi realizăm că noi anul ăsta, noi n-a să avem un stil de viață cum a fost în februarie 2020 sau cum a fost în anul 2019. Putem să spunem până la și după. Mai mult ca atât, în anul 2021 noi vedem că chiar dacă noi să avem o trecere lentă către acces, să putem să ne vedem mai aproape, să putem să... Comunicare socială, da, deja, da, să revenim offline. În offline. Oricum, majoritatea o să rămână în online cu același tempo. Pentru că afacerile au văzut că poți economisi foarte multe făcând în online activitate, nu ai parte de chirie, nu ai parte de multă logistică, în online ți-ai făcut un site, ai generat un trafic și ceva rezultate sunt, au văzut că în online există mai ieftin, adică mulți au redescoperit produse noi, oportunități noi pentru afaceri, oportunități mai interesante pentru afaceri și elementul de concluzie în raport de ce online-ul este important, pentru că majoritatea consumatorilor din societatea noastră sunt cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, sunt oameni care iau decizii de cumpărare, sunt oameni care au bani de buzunar sau care lucrează și fac bani și ei sunt în online. Ei sunt generația celor care consumă în online. E comod, e repede, aplicație, telefon, repede, pac, pac, pac. Adică nu trebuie să așteptăm apelul și să ne înțelegem că vinerea să ne vedem la intersecția Ștefan cu Ismael. Deci să înțeleg eu că s-a întâmplat acest shift de concept ce privește relații, pentru că comunicarea până acum se considera că este în offline. Deci ne întâlnim la ceașcă de cafea, începem să discutăm, comunicăm, ne împărtășim cu experiențe. Acum, exact același lucru, dar se întâmplă pe online. Da, se întâmplă pe online. Pentru că vrei, nu vrei, dar oamenii se... Și aici aș spune că este un minus, uite, în sensul ăsta. Noi avem școală de instruiri, și noi până acum organizam lunar evenimente câte 300-500 de oameni. Și o chestie importantă este că
acum noi facem webinare sau facem evenimente și eu stau și mă uit așa în cameră și acolo partea cealaltă sunt vreo mii de oameni și eu, dar eu nu-i văd, eu nu-i simt, adică e așa, un nimic. Nu este feedback-ul. Da. E, comunicarea cu siguranță are de suferit. Mai mult ca atât, pentru generația tânără, care sunt nepoții noștri, copiii noștri, un pic e complicat pentru că ei și așa erau mult în online, dar ei acum, tare fain să vede un exemplu la băieți. Băieții de fire sunt bărbații, sunt așa vânători, da? Le place să manifeste față de sex opus. Și în viața reală, băieții sunt rușinoși de fire. Online-ul le-a oferit oportunitate, ei și gentlemen și cei mai activi în sensul ăsta, pentru că el pur și simplu e după chat, el e foarte Don Juan, dacă în viața reală și nu poate vorbi. E că asta e problema, pentru că bariera ne-a făcut cu noi să părem a fi mai îndrăzneți, iar în realitate nu ne putem adapta la realitate. E că asta a adus un minus și de aici familiile, părinții, instituțiile de învățământ, instituțiile sociale va trebui să depună un efort dublu ca noi să scoatem oamenii în zona de comunicare. Și dacă continuăm ideea aceasta, cine a tras beneficii din online? După care înțeleg eu, sistemele de afaceri. Unele afaceri au câștigat foarte multe. Afaceri care o nimerit, mie îmi pare că lor le-a mers. Și oferire. Spre exemplu, afacerile din seria rețelele de socializare sau, spre exemplu, Zoom-ul. Zoom-ul, el nici nu a crezut că la dânsul business să meargă așa de ghene. Pentru că cine azi, nu știe în Zoom? Moldova, ca și cei care nu știu ce înseamnă computer, știu ce înseamnă Zoom. Respectiv, asta e o nișă care a lucrat. Multe afaceri s-au adaptat și au reușit. Multe au suferit. În jur de 10% din populație și-au pierdut job-ul. Da. În toată lumea. În jur de, se spune că practic jumătate, dar eu cred că mai puțin de jumătate, real au falimentat. Multe industrii din Horeca, multe industrii care era prea scump să adapteze partea de livrare. Țara noastră a avut de câștigat, cu siguranță. Ziceam în culise că noi am sărit peste 3-5 ani de zile evoluția de consum. Nu este o problemă acum să comandăm mâncare. Noi precis știm cum să ne folosim cu cardul. Eu înțeleg că este forma de consum, adică da, forma de solicitare. Da, adică a venit o formă în care ea era inevitabilă, iar noi încet mergeam la ea. Iar acum noi suntem ok ca să nu pierdem timpul să ne deplasăm la comitetul părintesc, dar să facem un Zoom-ul conferință și să rezolvăm întrebările. Nu ce să pierzi o oră de drum încolo, o oră de drum înapoi. Adică noi am devenit mai dinamici în sensul ăsta și aici este un plus posibil. Dar ca întotdeauna cu siguranță este și partea negativă. Multe afaceri, ca și utilizatorii au avut de câștigat, mult au avut de pierdut. Ce e important în concluzie este că consumul în online pe care îl propovăduim noi, el trebuie să fie conștient. Adică noi nu trebuie să uităm că odată ce a venit un boom mare pe online, noi trebuie să avem grijă de securitatea noastră în online. Noi suntem atât de transparenți în online și trebuie să nu uităm un concept că orice postare pe care voi o postați, orice fotografie pe care o publicați în online nu poate fi ștersă. Nu poți să o ștergi. Ea este salvată de alte sisteme, de roboți și atunci poți să pară rău că ai făcut o anumită acțiune. Securitatea la nivel de parole. Vin acum recent de la un eveniment în care vorbeam despre, pentru părinți, despre sexting, despre billing, despre phishing. Sunt ca niște termeni din seria blăstemuri, parcă, dar ele fac parte din viața generației noi și sexting-ul este inclusiv billing-ul, sunt momente în care tare multe fraude online se întâmplă, noi avem un caz tare trist, dar el face parte din societatea noastră și nu pot să nu-l spun, în care un an de zile niște tineri din Leova au șantajat o fetiță din Hâncești, regiunea Hâncești, un an de zile au maltratat-o sexual și au șantajat-o cu poze nud și cu o să facă rău la părinți. Pentru că ea a transferat pur și simplu poza, pentru că în online, vă spuneam, în spatele la poză, la profil poate stăi oricine. Și acum este popular elementul ăsta, trimitem între tineret, între cupluri, dacă vreți desori, trimitem o poză, trimitem ceva mai pipărat, da? Dar poza asta poate să apară în internet. Deci e că aici eu zic și atrag atenția la părinți să comunici copiii, că sunt, spre exemplu, sigur online.md, este un site în care
poți să faci apel și asta este deja legislativ, este organul Centrului de Securitate Cibernetică. Noi cu compania Talmazan School, pe direcția de instruire, avem acord de colaborare cu poliția și cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și noi instruim tinerii, noi mergem și informăm. Adică voi puteți să spuneți despre asta, pentru că problema mare este, sunt în ultimii 5 ani de zile doar oficial peste 30 de cazuri de răpire prin online a copiilor minori. Adică asta este mediul în care noi trăim. Și o parte din cei care ne ascultă poate să facă o concluzie. Ei, dar până nu ne trebuie noi internetul, este mai bine închidem de la rubilnic, de la stanții, de la stanții, scoatem tot pentru că internetul ăsta e rău. Și da, și nu. Din păcate, noi nu putem asta să o facem. Noi trăim într-o societate în care cineva spunea că televizorul ăsta este rău, cineva spunea că ziarul e rău, cineva spunea că radio. Adică noi trăim într-o societate în care copiii noștri nu ne cred că asta este rău. Deci să înțelegem că chiar dacă dispare pandemia, pică, online vom rămâne. Da, vom chiar continua. Dacă oamenii se vor întâlni în offline, chiar dacă se vor relua, eu știu, activități sociale în offline, online-ul rămâne. Va rămâne. Și cred eu că da. Va merge și în dezvoltare. Da, rămâne și pleacă în direcția de realitate virtuală. Iată, aici aș fi vrut ca specialist dumneavoastră să ne ajutați, poate, ce perspectivă, din punctul de vedere a dumneavoastră, ne așteaptă în viitor? Când eu eram tânăr, dar eu am fost tânăr și frumos, eu am avut un telefon pe care se putea de salvat numai 38 de mesaje. Adică el n-are capacitatea să salveze mai multe mesaje. Și un număr limitat de numere. Și bip pachetul era înainte. Respectiv, majoritatea care ne ascultă și n-ați înțeleg despre ce eu vorbesc, și asta MIRC sau și înseamnă alte procese. Dar noi trăim acum într-un moment în care realitatea virtuală înseamnă că deja tehnologia a devenit foarte accesibilă. Tehnologia informațională. Da, da. Adică noi acum putem să cumpărăm în piață deschisă, spre exemplu, VR-ul. Da? Noi, pentru companiile imobiliare, integrăm acum posibilitatea ca să nu hoinărești tu... Dacă explicați pentru prietenii noștri ce este VR. VR, virtual reality, realitate virtuală. Sunt niște ochelari, ați văzut, care te uiți și poți stai pe scaun, dar tu mergi prin carusel și te ții de parcă tu amuia, chiar ești în America, în centrele astea. Acum, ca să nu piardă clienții timpul să viziteze 10 locații, ți-ați fie vreo 3 zile cu agent imobiliar, noi te ajutăm frumos într-un pat, noi putem să-ți conectăm un leac de vânt dacă vrei ca să ieși la balcon și să-ți sufle ție vântișorul și noi putem să facem un tur virtual prin aceste apartamente. Nu departe suntem de tehnologia de galogramă. Posibil cei care călătoresc au văzut că mergi câteodată și pe traseu stă logotipul desenat, colorat. Sau stă o galogramă care, eu prin Rusia am văzut, în România chestia asta, o domnișoară care încă ea așa este pixelizată, dar e ceva acolo vorbește. Când eram în Londra la MBA, făceam securitate cibernetică, pe noi ne-a dus la o companie în care la recepție stătea un robot. Noi nu ne-am dat seama de chestia asta. Nici nu v-ați dat seama? Da, pentru că el deja vorbește ca o femeie care are, și ea, plusul care este că femeia asta vorbește în câte limbi vrei. Pur și simplu încarci programa și ea poate să consulte orice vizitator. Deci va suferi mult. O să avem o schimbare și cea mai gravă schimbare este că noi avem acele, spuneam, cadrane, generația X, Y, Z, Alpha. Exact. Apoi ca generația Alpha și Z este generația care mâine vor fi, spuneam, angajații noștri, clienții noștri, prietenii noștri, directorii noștri și ei... În scurt timp. În foarte scurt timp, 3-5 ani de zile în Europa deja asta integrează, la noi mai vine cu întârziere o lecțică și aici intervine un moment că multe profesii vor dispărea, totalmente vor dispărea. Adică ceea ce ai învățat tu când erai student, cansamoleț, n-as mai fi valabil. Nu mai trebuie zeci de procese, pentru că eu, spre exemplu, pot să nu am 5 vânzători, dar să am un vânzător și acest vânzător să lucreze ca pentru 5, pentru că eu am 3-5 programe, cum ar fi AMO CRM, automatizarea IP-telefonie, am email marketing și tu când intri la mine pe site, ai completat formularul, pe tine te sun eu, dar asta e automatizat. Și îți spun, apasă unul dacă vrei să iei legătura pentru cumpărare, un chatbot te poate procesa automat să afli și vrei tu. Adică tare multe procese se automatizează. Și atunci dispar funcțiile care, pentru ce nu ne trebuie ahrannic? Dacă noi putem pune smart home,
și în 3 secunde îți vine paza la tine. Adică noi nu avem nevoie de multe profesii curând. De aceea și suferă inclusiv momentul de generație că azi cunoștințele nu se învață pe veac. Azi cunoștințele se învață pe ani. Ai învățat o industrie, trebuie să fii gata să faci reprofilare. Mulți în care au pierdut jobul s-au reprofilat. Adică mulți azi se reprofilează, chiar dacă e o terminată Komsomolski Universitet, deci care au terminat un anumit profil, ei azi nu pot să lucreze pe el. Pentru că industria mașinării sau industria radiofonică ea și-a schimbat total vectorul. Deci este așa un site, Gantt Chart. Acolo sunt toate industriile. Și că acolo putem să vedem cum și cine așteaptă în 50-30 de ani. Dar nu este un pericol că se va devaloriza ființa umană, ci va fi privită ființa umană doar ca consumator, ca să-i vândă, să-i vândă și să-i sunt vândă. Sunt multe filme care arată integrarea robotului cu omul și nu mi-am amintesc în care, dar era o chestie foarte faină care spunea de faptul că ceea ce nu se poate să înlocuiască procesul de automatizare este ceea ce se întâmplă cum între noi. Adică ființa umană până la urmă are nevoie de așa un termen în engleză, se cheamă client service. Da. Noi suntem gata să plătim de 3 ori mai scump la un supermarket unde o doamnă frumoasă, domn îți povestește, te consultă și într-o alimentară în care te întreabă și vrei. Adică oamenii vor să fie deservit, să fie omenești cu tine. Relațiile interumane până când? Cel puțin noi n-a să ajungem la timpul când ați fi înlocuite. Sunt sigur, adică cred că o să treacă mult timp și deja strănepoții noștri răspund la întrebările astea, dar nu o să ajungem. Noi avem nevoie de touch uman, iar informarea noi o putem automatiza. Plus, în online, ce încă negativ și pozitiv, este că este foarte multă informație. Fluxul informațional pe noi e foarte mare. Adică cineva din cei care au început să uit la video ăsta nu a ajuns la momentul în care eu vorbesc acum. Și asta este normal. Timpul de vizualizare în online a unui video care durează mai mult de 25-30 de minute este de 10%. 10% din toți care privesc video privesc până la capăt. Restul nu privesc din cauza că ei nu mă uvăjesc. Adică pur și simplu, ceva au intervenit, da, ceva au intervenit, o sunat cineva, trebuie să pleci, erai într-o lebuză, erai la volan când priveai acest video, adică au intervenit zeci de factori, înainte ce s-a întâmplat? Trebuia să vină capra dimineața, să o duci seara și ziua cumva era tare slowly, tot se întâmpla, aveai 5 procese pe zi. Eu când mă duc la țară, eu mă nervez, pentru că la ora 9, tete se arată galbenă, doarme. Adică acolo nu-i dvijuh. La noi când tu mișcare ești... Eu înțeleg că traduci când îi privesc frații noștri, dar există în suflet un limbaj care nu poate fi înlocuit. La noi, în Chișinău sau în megapolisurile mari, tu la ora 9 orașul de-abia trezești. Da. Și atunci e ca fluxul informațional, fluxul de viață este total diferit și noi trebuie să avem în vedere asta. Dacă noi nu să avem în vedere asta, noi o să vorbim cu peretele. Partea cealaltă de monitor, de ecran, de cameră, stau oameni care sunt ca și noi, care n-au timp să dea like, să dea share, care n-au timp să comenteze, n-au timp să uite, au mult de ales între mine și altcineva, între mine și... Adică e ca chestia asta de informație mega importantă. Ce mi-e interesant acum de la dumneavoastră și probabil că este comun și pentru prietenii noștri care ne privesc, dumneavoastră personal, ce sfat ați fi dat, pentru că acum ați vorbit despre sisteme, despre, dar ca ființă umană, iată, eu sunt acum în fața unui ecran, ca consumator, cum să mă protejez? Nu numai la nivel de securitate, ci și ca ființă umană. De ce am eu nevoie, în realitate? Și ce sfat dumneavoastră ați fi dat? Eu cred că mai presus decât tot și îmi place inclusiv integrarea dacă vreți, spirituală, religioasă, cum e presus decât tot, este omul, ca creație. Ca moment în care el, indiferent este în online, în offline, el ar trebui să fie integru. El rămâne om. Da, el rămâne om și față de el trebuie să ne comportăm ca de om. Nu contează restul detaliilor și label-urilor care stau pe el. Și atunci când tu vei crea comunicare în online, gândindu-te că partea cealaltă este om, ea va fi mai eficientă. Dar cum ne vom gândi? Vom schimba formatul, vom schimba maniera, vom schimba timpul, pentru că partea cealaltă poate fi oameni în vârstă sau poate fi oameni foarte tineri.
și trebuie să ne gândim la ei, la ambii, ca la identități și la personalități. Pe de altă parte, trăind într-un bol transparent, noi toți, care recunoaștem asta și care nu recunoaștem, noi trebuie să ne dăm seama că putem să ne facem griji majore atât timp cât avem ce ascunde. Atât timp cât n-ai ce ascunde, nu ar trebui să te gândești să acoperi webcamera la calculator ca să nu te vadă nimeni. Da? Adică este elementul ăsta. Pe de altă parte, profesorul meu, consultantul Margaret Thatcher pe securitatea cibernetică, el mi-a spus un lucru. Dumitru, în rusă el a spus, dar eu o să încerc să traduc. Nu contează pe cine. Întrebarea este în cât timp. Întrebarea nu este că pot eu să te ascult, recepționez telefonul sau să-ți par calculatorul. Întrebarea este, îmi trebuiești tu mie? Adică deseori noi ne dăm o valoare foarte mare că pe noi ne ascultă și dacă acum eu spun pizza, să văd publicitate despre pizza, dacă eu am spus avion, încep să văd, nu știu, și mă tin că Zuckerberg ne ascultă. Adică nu suntem noi așa de importanți, pentru că să ne asculte în real time trebuie o tehnologie foarte avansată. Nu, interesul, înțeleg, este de consum, ca da, să oferi, ca să vândă. Și produsul. E foarte scump elementul ăsta. De ce? Adică noi ar trebui să ne gândim la integritatea noastră personală, ar trebui să ne gândim parcă alte sunt oameni. Și dacă noi o să unim în simbioză grija față de oameni și contentul pe care noi îl producem, o să ne gândim că el este util oamenilor, atunci ei ne vor răsplăti și cu like-uri, și cu share-uri, și cu cumpărături, și cu... pentru că omul este un organ viu care este... de ce? Rețele sociale. Social networks. Rețeaua de legături sociale. Nu mecanisme automatizate. Dar legături sociale, iar mecanismele automatizate și tot ce am vorbit până aici, ne ajută să o facem mai simplu, mai repede. Poți să mergi pe jos și asta e sănătos, dar poți să mergi cu mașina, dar poți să mergi în așa format încât să mergi cu mașina și să faci sport. Și atunci tu n-ați spui că, da, mașina, de când ai mașină, nu mergi pe jos. Adică nimeni nu-ți încurcă să faci sport, să te miști, dar nu trebuie să mergi pe jos și să întârzi la toate întâlnirile. Ia-ți mașina, fă sport. Și e o combinație ideală între tehnologie și sănătate sau scop frumos pe care omul trebuie să-l aibă în viața lui. Mulțumim mult! Deci, ce sfat ați fi dat, eu știu, părinților, copiilor, tinerilor în situația în care sunt? Și chiar și celor care sunt la ziua de astăzi, eu știu, în suferință ce privește sau în, sunt perdanți pentru că au pierderi mari, mai ales antreprenoria unor, eu știu, afaceri mici, mari? Dacă vorbim despre antreprenori, aici o chestie mai tristă, poate să spun, dar antreprenoriatul presupune riscuri. Diferența dintre antreprenori este în directorul companiei. El este vectorul care o să ia decizia să fim în online sau o să ia decizia să ne închidem altăieri, pentru că mâine va fi rău. Aici, cu siguranță, dacă încă tu ca antreprenor nu ai văzut vectorul digital, înseamnă că ai de pierdut. Ca să-l vezi și nu l-ai implementat un an, doi în urmă, va trebui să cheltui mult mai mult timp și bani ca să ajungi pe concurența ta. Și asta este o realitate care, cât de frumos n-am vrea să vorbim, va trebui să o treacă toți. Adică noi n-avem încotro, va trebui să consumăm asta. Ori să luăm un specialist și să plătim de 3 ori mai mult, ori trebuie 2 ani în urmă să facem noi asta și asta vei să fim cumva la un nivel. Dacă vorbim de părinți, aici cu siguranță este că mai greu este ca părinții să înțeleagă copiii, pentru că sunt generații diferite și deseori părinții nu sunt în Snapchat, în TikTok sau în alte rețele din cauza că e prostia asta internetului, nu înțeleg și acolo, eu nu înțeleg, eu nu mă bag. Este așa, casa mea undeva e la margină, în rusă sună mai bine. Și momentul vine că părinții trebuie să depună efort. Ei sunt nevoiți și sunt un fel de, dacă vreți, obligați să depună efort să înțeleagă ce e cu copilul meu în generația secolului 21. Este o responsabilitate. El ca copil poate era mai simplu cu dânsul. Azi, ce o să fie cu copiii copiilor noștri, noi nici nu vrem să ne imaginăm. De aceea, momentul vine că noi trebuie să depunem efort să ne securizăm. Noi trebuie să ne depunem efort să înțelegem. Informația este, intrați în YouTube, scrieți how to... Și mai departe și vreți. Și tot în YouTube și tot, îți dă sugestii. Și tot YouTube, genul, cum să închizi YouTube-ul? Și YouTube-ul îți spui cum să-l închizi pe dânsul. Respectiv, trebuie să fim foarte atenți pe ce clicăm. Link-uri din seria gratuit,
ești cel mai norocos, ai câștigat o casă, ești familia cu tamanul un bogătan care ia ca trebuie să-ți scrii casa, nu mă trebuie să-mi dai $100 ca să-ți activezi contul, fă share dacă nu nas ploaie, fă share ca și cu... asta faci parte din spam informațional, se numește phishing, în care oamenii pescuiesc datele tale și pe urmă poate să te șantajeze. Deci e cât mai conștient trebuie să consumăm acest internet, cât mai mult comunicăm cu oameni reali și indiferent de ce faceți, spălați-vă pe mâini și dimineați pe dinți. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi. Mie personal mi-a plăcut foarte mult și sper că și cu altă ocazie o să vorbim poate o altă temă, dar tot legat de activitatea dumneavoastră. Succes la Vă dorim succes dumneavoastră. Mersi.